Volei municipal Zaleu și-a prezentat astăzi cele două trofee naționale câștigate în acest an, după un sezon în care voleibaliștii de la Poalele Meseșului au redevenit vicecampioni naționali și au câștigat Cupa României. Zaleu! Vicecampioana de ieri și de azi poate fi numită Volei Municipal Zalău, formație ce a devenit în acest an pentru a da oară consecutiv vicecampioana României și a câștigat Cupa României după o pauză de 3 ani. Formația zălăuană și-a prezentat astăzi cele două trofee câștigate în acest sezon în cadrul unei conferințe de presă organizată în sala Avram Iancu din cadrul primăriei. La întâlnirea cu mass media locală au fost prezente persoane din conducere, majoritatea jucătorilor și antrenorul secund Bogdan Nicolae. Au lipsit capitanul Leonardo Dal Bosco, care s-a întors în Brazilia, și antrenorul principal Stoian Stoiev, nevoit și el să se întoarcă în Bulgaria. Este momentul să mulțumim. S-a terminat totul cu bine. Domnului primar, pentru curajul dânsului de a susține echipa, că nu este foarte ușor să susții o echipă în condițiile economiei de astăzi. În al doilea rând, consilierilor locali și Consiliul Local în totul lui, pentru că, la fel, s-au gândit că echipa noastră reprezintă foarte bine Zalău, Sălajul și nu în ultimul rând, cum spunea la un moment dat prietenul meu Adrian Feher, Ardealul, fără a face vreo aluzie, sigur, în țara românească și în Europa. Că după echipa din Baia Mare, cam noi suntem cei mai titrați de fete de handbal în această zonă a țării. Totodată, mari mulțumiri sponsorilor. Au fost extrem de generoși cu noi în acest campionat, ne-au ajutat foarte mult și datorită lor am putut să ne desfășurăm activitatea în mod normal. Altfel erau sincope. Deci, multe mulțumiri. Publicului și galeriei au fost minunați, cei mai frumoși din țară. Toți se laudă cu publicul lor, cu galeria lor. Nu, ai noștri nu au fost aduși la sală, deci au venit cu sufletul lângă noi. S-a văzut la ultimele meciuri că avem suporteri. Galeria este minunată, a fost alături de noi și la Constanța cu tot sufletul. A fost și presa la Constanța. Nu mai facem aluzie la niciun fel, s-a terminat, totul este bine. Vreau să le mulțumesc, nu în ultimul rând, băieților că au format o echipă și antrenorilor, au format o echipă minunată. Este primul an cu glorie și fără niciun fel de probleme pe parcurs din punct de vedere al, ce să spun eu, vestiarului, au mai fost înainte trecut probleme. Nu, anul ăsta a fost excepțional. O echipă care a funcționat perfect. Și proba a fost cele două cupe, medaliile de argint și felicit pe băieți. În domnul președinte am avut un sprijin deosebit, ne-a ajutat foarte mult. Liantul nostru cu primăria, cu sponsorii, dânsul a fost. S-a format un grup frumos anul ăsta și le mulțumesc. Antrenorul secund, Bogdan Nicolae, a vorbit și numele bulgarului Stoiev, având în vedere că acesta nu a putut fi prezent la eveniment. Am vorbit ieri cu domnul profesor la telefon și mi-a spus să felicit în numele dânsului întreaga echipă. Le mulțumesc foarte mult băieților pentru tot ce au realizat anul ăsta și mi-a zis că așteaptă să treacă rapid cele 3 luni de vacanță ca să putem relua activitatea și la anul să sperăm să ducem această echipă mai sus și să deținem supremația în prima ligă. În numele meu vreau să mulțumesc conducerii, domnului primar, domnului președinte și băieților pentru determinare și pentru tot ce au făcut anul ăsta și sperăm în continuare să facem numai lucruri bune. Și vă mulțumesc și vouă, oamenilor de presă. Volei Municipal Zalău a câștigat în acest an Cupa României după pauză de 3 ani, învingând în finală cu scorul de 3-0 Tomis Constanța, iar cel de-al doilea trofeu și medaliile de argint pentru locul 2, câștigat în campionat, au fost primite după finala de luni seara de la Constanța.